mi am mânat un dosar mare care conținea un mic tank de hârtii și l-am deschis. Citind instantaneu fotografiile, statisticele și descrierea acestei persoane, voi enumera rapid câteva detalii cheie al acestui de neatins special. Nume Cerberus Malefius Înălțime 1,70 m Greutate 60 de kg Sex Femeie naționalitate necunoscută, deși are accent și trăsături irlandeze, naștere. Se presupune că s-a născut în 1999. Cerberus a fost o entitate demonică care se presupune că provenea dintr-o dimensiune alternativă sau dintr-un spațiu nenatural de pe pământ. Tatăl ei, deși nu avea prea multe informații despre el, era una dintre cele mai periculoase și mai puternice entități cunoscute în baza noastră de date, Numele lui era Abaddon, o ființă care sărea și ieșea din dimensiunea noastră, provocând un haos total oriunde se ducea. După ce Task Force Nova Compass Hunter a fost trimisă să investigheze rapoartele privind distrugerea de către Cerberus a unui oraș din Nebraska, a fost aproape ucisă, apoi capturată, reținută și adusă aici. Principalele ei puteri proveneau din agresivitatea nebună, primară și genetică, Inteligența, puterea, viteza, durabilitatea și, mai ales, capacitatea stranie de a folosi forțele supranaturale și oculte din jur în luptă. Se presupune că era ultima descendentă în viață a unui fel de rasă demonică străveche care provenea din sistemele de peșteri din adâncurile Siberiei, deși arăta ca o femeie normală. Adevărata ei formă era mai înfricoșătoare decât orice altceva de pe pământ. Asta era tot ce scrian în dosarului dosarul înainte de a mâna înapoi directorului și de a da din cap către el. Voi aștepta la camera de procesare pentru când va veni ea, am spus. O oră mai târziu eram complet îmbrăcat în echipamentul meu antitero, alături de zeci de alți gardieni înarmați cu puști automate, puști de vânătoare și aruncătoare de flăcări. Săteam cu toții de o parte și de alta a unui hol masiv, unde la capătul căruia se afla un lift gigantic care trebuie să aducă jos noul deținut. Cu toți am fost instruiți să ucidem imediat de ținutul, dacă lucrurile se înrăutățeau, iar arma mea preferată pentru acea ocazie era o sabie lungă masivă neagră cu o singură latură, cu vârf și canelură tanto. Sudoarea mi se scurgea de pe frunte în timp ce auzeam zgomotul liftului de la capătul horului care bujuia până când s-a oprit. Iar ușa s-a deschis încet dezvăluind o cușcă masivă asemănătoare a unui container de transport maritim din oțel, cu zeci de încuietori și tije de oțel care o țineau. Săteam cu toți informații, pregătiți ca deținutul să se năpustească și să ne smulgă câturile, în timp ce doi dintre colegii mei gardieni lucrau la încuietorile containerului și amândoi au deschis ușile, dezvăluind prizonierul. Ochii mi s-au făcut mai când am văzut-o pe Cerberus, avea în jur de 1,58 m, cu părul la ca zăpada, legat într-un coc dezordonat, pielea palidă de porțelan, dinții ascuțiți și ochii roșii furioși. Avea o botniță translucidă în jurul gâtului, iar brațele erau încătușate și legate cu corzi de parașută, în timp ce picioarele erau încătușate împreună. Mai mulți gardieni țineau frânghii legate pe botul ei, ținându-ne mișcată. Ne-am încrucișat privirile pentru o clipă și ea a încetat să mai țipe, iar eu am rămas încremenit. Privirea ei era plăcută, de parcă aș fi privit în ochii cuiva pe care îl cunoșteam cu mult, mult timp în urmă. Aproape că m-am împiedicat ieșindu-mi din fire, țipa și înjura la noi, încercând să ne zgârie și să ne muște, în timp ce eu mă grăbeam să o opresc să se elibereze am apucat-o de brațe și m-am luptat să o ține mișcat în timp ce îi țineam lama sabiei mele la gât și am condus-o spre liftul din capătul opus al holului. Scârbă nenorocită! A țipat ea, încercând să dea din coate, dar nu s-a mișcat prea mult în timp ce o țineam sabia supradimensionată la jugulara ei. Calmează-te, i-am spus. nu e nimic personal, îmi fac doar treaba și a dat brusc capul pe spate, într-o poziție nenaturală, iar inima mi-a bătut cu putere, în timp ce nasul s-a umplut cu un miros ciudat. Iar ea mi-a îndepărtat sabia și a sărit înapoi, lovindu-mă cu piciorul în stomac, făcându-mă să mă răstogolesc înapoi. Deodată, toți cei din cameră au deschis focul asupra ei. Dar gloanțele abia dacă puteau face pagube semnificative, o pușcă cu lunetă de calibru 50 de mm. I-a strupuns pieptul și ea a părut un pic supărată, arucându-se asupra celui mai apropiat gardian, în timp ce eu am apucat-o și am pus-o într-o strangulare cu spatele la gât. Ea s-a luptat și a încercat să mă muște prin armură, în timp ce eu le spuneam celorlalți gardieni să înceteze focul. A slăbit încet și în cele din urmă a leșinat. Și într-un final am reușit să o punem în cușca în negrită pentru transport. Am prins una cu adevărat sălbatică, a murmurat unul dintre colegii mei, Oli, în timp ce trecea pe lângă mine, ținând în mână pușca sa automată. Puteam vedea că era destul de speriat de ce se întâmplase. O duzină de gardieni împreună cu mine, singurul de neatins prezent, am pus-o pe Cerberus în liftul de transport. În timp ce coboram în nivelurile inferioare, muzica calmă a liftului răsuna prin difuzoarele acestuia. Am băgam un în de la vestă și mi-a scos radioul, vorbind cu gardienii. Noul sosit Cerberus este în siguranță, a spus. Nu sunt probleme majore, o ducem imediat în celul la ei. Du-te, dracu, a murit Cerberus, trezindu-se și privindu-mă cu răutate. Era cu siguranță supărată. De îndată ce voi, porci nerociți, veți grăși, voi pleca de aici. Sigur, sigur, i-am spus eu. Asta spun toți, să știi. Da, recunosc. Mă purtam ca un emernic, un om susosit. Pe nu mă vorbeam ca un robot lipsit de emoții. Dar, ca să fiu corect, eram extrem de desensibilizat și nu prea arăta multă simpatie față de deținuții pe care îi aveam aici. E bine, asta a fost cu mult înainte de a avea vreo idee despre relația pe care noi doi o vom avea. Apollo, unul dintre gardieni, Carl, un fost capitan al unei faimoase nave de vânătoare de monștri marini. Fiți pe fază, nu am terminat încă. Bine, a spus și din ceață. Ce ne în regulă cu mine? De obicei era mereu în momentul de față în timpul acestor tipuri de operațiuni. Ușile lifturilor au alunecat și s-au deschis în timp ce intram în clădirea principală de izolare. Era o încăpere masivă cu cinci etaje, de câteva ori mai mare decât o sală de sport cu scări și lifturi care aduceau la celulele superioare ale închisorii, cu pasarele suspendate chiar deasupra noastră. De îndată ce am intrat în închisoarea principală, sunete de strigăte, țipăte, răgete, urlete profane și muzică heavy metal răgușită, mi-au inundat urechile. Nu aveam o celulă desemnată pentru Cerberus și puteam auzi strigătele de ținuților care țipau la noi și la Cerberus, în timp ce deschideam celula liberă. Deblocam cealaltă câteva uși interioare și setam un cronometru pe cătușele electronice de la mâini și de la picioare pentru a se elibera la un minut după ce plecăm și securizăm celula. Apollo, a spus gardianul prin radio, va trebui să faci mâine interviul cu prizonierul, bine? Uh, sigur, am spus eu. Abia aștept a suspinat cu exasperare în timp ce gardienii s-au împrăștiat, eu, eu am plecat pe sala de mese pentru a lua o bine meritată pauză.